Da. Nu știu. Hei, salutare! Sper că încă mai sunteți acolo. Bine, cei care mai sunteți. Da, mă, guys, long time no see. Nu am mai postat de mult. De prin octombrie, cred. Există și un motiv pentru care nu am mai postat. Și anume, în noiembrie e o lună pe care am avut-o mai liberă, așa, și în care mă gândeam că o să testez vlogurile. La începutul lunii noiembrie am vrăcit foarte rău, atât de rău încât 3 săptămâni am stat aproape la pat. Și mi-a fost greu să revin în acea stare pe care o aveam înainte să răcesc. Plus că, având starea atât de low, mi-am pus foarte multe întrebări de genul ce naiba fac eu cu vlogul ăsta, dacă se merită să mai fac, mi se părea o pierdere de timp, oricum nu interesează pe nimeni. Și oricum nu e ca și cum cu niște chestii foarte relevante pe canalul meu. Dar dacă stai un pic și te gândești, cam asta fac 90% din vloggeri din România. Nu este un content extraordinar de relevant, dar e vorba de fenomenul în sine. După toată faza cu răceala, trebuie să-mi revin, să intru în formă, am fost și foarte ocupat. Știți, chestii de... Da, fost toți ocupat, adică nu am pierdut timpul propriu zis sau chestii de genul, am fost foarte ocupat. Nu văd, pune spin. Dă-i onele, dă-i onele, dă-i-o, că mai e unul. Derivai. Aia, dă-mi revive. Da, ei, și după toată fața cu răceala, a trebuit să revin în formă. N-am avut chef de editare. Nu e ca și cum am pierdut timpul, că am avut de studiat la studio. Băi, știți care e faza cu vlogging-ul ăsta? Adică, băi, e foarte greu. E al dracului de greu. Fără, am not shitting you. E prima dată când m-am apucat, am crezut că o să fie ușor, că ți-ai o cameră, filmezi porcării, dar nu e. Vlogul tău trebuie să spună o poveste și mie îmi place să spun o poveste și trebuie să fie ceva relevant. În capul meu trebuie să fie ceva relevant, chiar dacă majoritatea vlogurilor nu sunt relevante. În capul meu ceea ce fac trebuie să fie relevant. Și e foarte greu. E foarte greu să faci asta, e foarte greu, tot respectul pentru cei care reușesc să facă daily vlogging. Este extraordinar de greu. Pe această cale încerc să o transmit și vouă, să apreciați oamenii care chiar muncesc zi de zi cu rezultate care nu prea să văd sau care probabil în viziunea noastră nu sunt atât de extraordinare pe când ne așteptam, însă ei muncesc zi de zi și fac daily vlogging și tot respectul pentru ei, fraților. Tot respectul, e o chestie foarte grea, e foarte greu de realizat. Tocmai de-aia eu mi-am dat seama că pentru mine nu o să funcționeze treaba cu daily vlogging-ul. Sau poate o să-i găsesc eu o direcție. Până atunci cam asta e ideea mea, o să am vlogging așa cu deplasările pe care le fac eu. Și cu alte idei care o să-mi vină. În continuare mi-e foarte greu să mă adaptez la statul în fața camerei de filmat. În primul rând pentru că eu îmi urăsc timbru vocal și este foarte greu să editez ceva dacă îți urești timbru vocal. Asta e problema mea, fiecare are câte o chichiță. Încă muncesc la chestia asta, nici nu-mi place dicția, sunt mai multe chestii pe care aș le-a schimba la mine, dar asta sunt, trebuie să mă accept, trebuie să lucrez la treaba asta și să încerc să devin mai bun. Poate că și treaba asta mă ajută cu vlogging-ul să le repar sau să le șlefuiesc cumva. Sunt conștient că fiecare dintre noi urăște anumite chestii la el, însă va trebui să mi-o asum și să merg mai departe, să încerc să lupt cu asta ca să pot să trec de dracu' ăsta de asta în fața unei camere de filmat. Deși nu pare, chiar l-am și e nasol, pentru că este foarte greu să ai o cameră de filmat în față și să fii același, fără să te schimbi acest lucru. De asta trebuie să fii foarte atent la tine. Însă cu toții avem propriile noastre războaie și cu toții le purtăm și cu toții muncim pentru asta. Nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar vă recomand dacă vă doriți cu ceva cu adevărat să munciți pentru el, pentru că nu o să vină foarte ușor. Însă sunt înapoi la treabă. Vlogurile erau deja editate.
o parte din ele. Nu am vrut să le postez pentru că la un moment dat m-am gândit că nu sunt relevante. Mi se părea că anumite chestii sunt mai intime și n-ar trebui să le pun, să le arunc acolo. Însă, odată ce ai trecut această linie, ar trebui să ți-o asumi. O altă chestie pe care am realizat-o este că, de când mă știu, nu prea renunț ușor și astfel că nu o să renunț la treaba asta. O să încerc să trag de mine cât pot de mult. Am avut și foarte multe probleme tehnice. N-am luat un GoPro, sunetul nu e foarte bun. Anumite vloguri au fost compromise din această cauză, pentru că sunetul nu e bun și oarecum sunt și... Eu ocupându-mă și cu muzica și sunetul nu e bun, nu făcea sens pentru mine și am renunțat la multe vloguri sau am renunțat la o mare parte din materialul filmat pentru vloguri și am hotărât să-l editez și să-l montez numai pe cel care mă ajută și care are cât de cât sens. O să încerc să le postez unul câte unul la două zile poate și o să ajungem oarecum la un timeline cât mai aproape de prezent. Am ajuns să nu mai consider vlog și e un aproape vlog, eu fac aproape vlogging. Și cam așa o să mă exprim de acum cu el. Asta e aproape un vlog. Până o să-i găsesc direcția și schema lui și Caterinca mea, vă las cu ceea ce filmeze de obicei. Lucruri probabil care nu sunt relevante, dar care mie îmi oferă material și pot să lucrez cu ele. Mai nou am și un jingle și... nu știu. Nimic nu vine de la sine, trebuie să muncești pentru el. Astfel că dacă vrei să faci ceva în viața asta ce-ți place, cred că ar fi momentul să te apuci. Cheers!